Apostol Andrei din Dej, Molătău, cartierul, care a fost înființată prin hotărârea Consiliului Eparhial din 15 mai 2011, iar pe 16 iunie, în al preasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, a pus piatra de temelie și a sfințit-o. În această perioadă de 3 luni și jumătate am făcut slujba într-un cort improvizat de la unitatea militară din Dej, fapt pentru care îi le mulțumim. Astăzi, 19 noiembrie, în al preasfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei va sfinți demisolul noii biserici în care vom sluji de acum înainte. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să ducem la bun sfârșit lucrările. Mulțumim Maicii Domnului și Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul acestui sfânt locaș, și tuturor sfinților și, nu în ultimul rând, credincioșilor care au fost alături de mine și m-au înconjurat pe tot timpul lucrărilor. Acum suntem în așteptarea în al preasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Mulțumim, mulțumim pe floricele. Bravo, nu vă ajută pe toate. Voi rămâne până la urmă, da? Da.